Salutare tuturor! Am revenit cu un setup nou aici ca să vă prezint astăzi o scurtă comparație între telefoanele de top ale momentului, Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 9, iPhone XS, Galaxy S9 Plus. Față de comparația anterioară, de data asta m-am axat pe camera foto, pe camera video și pe display și sunet. Adică am schimbat un pic modul în care le compar și am adăugat iPhone XS pentru cei care vor să vadă cum s-ar descurca un astfel de telefon în combinația asta. Împart episodul ăsta în mai multe bucăți. La început o să vă arăt pe ecranele telefoanelor, apoi scot ecranele la soare să vedeți cum arată, apoi am să vă arăt pe laptop ce am pozat și ce am filmat ziua și noaptea și cum au ieșit fiecare în parte. Să începem cu partea asta de display. După cum vedeți aici în studio, nu prea se observă mare diferență, dar vă spun că afară, la lumina soarelui, se vede. iPhone-ul are ecranul cel mai mic și mai compact și de asta tot ce apare pe el arată bine, chiar dacă el are cea mai slabă rezoluție și cea mai slabă luminozitate dintre toate trei. Am să vă pun aici doar niște fotografii așa, de la modul general. Și încerc să nu reflecte prea multă lumină ca să vedeți imaginea în sine. Și am să încerc să vă pun și niște text, pur și simplu, prin meniuri, browser. Da, am închis internetul pe ăsta, nicio problemă, că ne referim strict la pagini albe. După aceea trecem la S9, care este pe locul 2 din punct de vedere al formatului, ca și cât de compact este. Ecranul se vede foarte bine, într-adevăr și el lucește când vine lumină din partea cealaltă, dar overall este un ecran foarte bun. Vă arăt și aici pe alb cum se vede foarte bine, nici n-am pus mail-ul pe ăsta. Dar vă spun că testul este cu adevărat relevant afară, o să vină imediat, în doar câteva minute. Fotografii de pe el, iarăși este unul dintre ecranele cele mai bune și camera foto iese bine și el pierde doar prin faptul că a fost depășit deja de tehnologii mai noi. Cel mai luminos ecran, cel mai bun eculog, cea mai bună cameră, nici nu mai trebuie să vă spun mare lucru. O să vă prezint detaliat imagine măgite ca să vedeți cu adevărat. Am mai venit o actualizare de software la S10. Note 9 rămâne un terminal foarte bun, merită ales și la ora asta, are ecran bun, mare, e un terminal multimedia foarte ok, se vede bine în lumina soarelui și are o cameră foarte bună. Am făcut și poze de zi și poze de noapte, o să vă arăt pe ecranul laptopului mult mai multe detalii decât vă pot arăta pe ecranul telefonului, să vedeți cum camerele, uite, Samsung nu știe să se descurce în anumite situații, iPhone nu știe să se descurce în alte situații și deocamdată ies afară și fac testul de pe lumină solară, după aceea facem un pic de test de sunet și revin cu fotografii și filmări făcute pe laptop. Salutare tuturor! Am ieșit la soare un pic astăzi ca să vă arăt cum se văd sau nu se văd ecranele telefoanelor în lumină directă. Nu o să vă țin mai mult la discuție, vă arăt din mână și trecem mai departe cu testele. Primul este Note 9, telefonul meu de zi cu zi. E destul de reflectă destul de tare lumina. Dacă îi dau unlock, puteți vedea în soare că se înțelege cam ce este pe ecran. Dacă ai grijă să nu stai tocmai acolo unde reflectă, ăsta ar fi un browser oarecare și Facebook dacă vreți și luminozitatea este 100%. Haideți să vedem pe celelalte telefoane. Asta este S9-le.
În mod normal se vede destul de ok și pe el. N-am mai instalat Gmail. Un browser, acum a ieșit soarele din nori și este un pic mai puternic. Și iarăși Facebook nu cred că l-am instalat, dar vedeți că ecranul este destul de vizibil în lumină solară. Hai, alt, next. iPhone. iPhone-ul are un ecran puțin mai slab ca rezoluție și nici nu este atât de luminos pe cât cel Super AMOLED. Și vedeți că în lumina directă se poate citi nu foarte, foarte bine, dar overall nu e nici foarte prost. Facebook chiar se vede. E drept că mai așa puțin lucește, dar în general se vede. Hai să vedem și celălalt, că l-am tot lăudat în ultima perioadă. E luminozitatea dată mică de aseară. Ok, nicio problemă. Și acum direct în soare, asta e mai mare, mai greu de ținut în mână, dar vedeți că în soare este foarte, foarte luminos. Scrisul se vede bine, browser se vede ok, dar la fel, uneori are reflexii solare destul de mag, dar întorci puțin, schimbi unghiul ecranului și se vede bine. Nu e nevoie să spui o pătură pe cap ca să vezi informația de pe ecran. Cam asta a fost cu display-urile. O să vă arăt și la masa de filmare Bun, și am revenit trecutul în revistă să facem camerele testul și de sunetul audio și cam și am asta. să iau de la stânga la dreapta cu fiecare, să vedem cum mi se pare că se aude. Es nou, aceeași melodie. Mi se pare că am pus 10% peste. Hai să vedem not. Orașul se S-a băgat pregătește repede o pentru a reclamă, alăture cu normal. noua Honda Civic. Sunetul e un pic mai clar.
Și am zis că avem un câștigător și a capitolul. Ia, stați așa. Că sunt pe lista zilnică sau nu, fă-ți toate cumpărăturile pe Carrefour.ro. Miercuri, ai livrare gratuită. Ia, stați. Se pare un sunet mai plin și mai clar. Un sunet mai pe înalte, destul de puternic, dar mai subțirel. Cel mai puternic sunet e clar pe Galaxie 10. Cam asta cu sunetul. Mergem mai departe să vă arăt ce fotografii am făcut ziua și noaptea și sample de filmări. Da, am revenit pe laptop să vă arăt aici poze și filmări făcute cu astea. Începem cu iPhone și trebuie să spun că, indiferent de discuțiile iPhone versus Samsung versus chestii, a făcut poze extraordinare. Este pus pe formatul 4x3, nici celălalt nu știu dacă sunt puse pe alt format, dar imaginea arată foarte bine, fac focus cât de cât acolo unde vrei tu și detaliile din focus apar destul de clare. E o cameră perfectă pentru călătorie, pentru mers în parc, pentru locuri din natură, pentru orice situație de asta unde n-ai nevoie de teleobiectiv sau chestii speciale. Are un zoom de 2x, camera de cu zoom are un senzor mai micuț, dar își face treaba destul de bine, după cum vedeți în poza asta făcută cu 2x. Nu prea sunt probleme cu camerele de pe telefoane de ultimă generație, mai mult noaptea. Filmările vi le arăt după aceea. Aici a avut o problemă de focus și o să vedeți că o să vă arăt la fiecare telefon aceeași problemă. Nu a reușit să facă focus pe muguri ca să arate clar cum se vedea în pozele cu cealaltă cameră. În schimb, aici a știut să facă focus pe partea centrală și a blurat fundalul puțin, arată foarte bine, foarte artistic. Și cam astea sunt, să vă ajung și la cele de noapte. La cele de noapte, avantajul iPhone este că face imaginea un pic mai întunecată și dispar acele, o să vă arăt eu, cum face Samsung și cum face iPhone, dar imaginea per total e bună, cu detalii, cu tot ce ai nevoie să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Aici era vorba de lună, n-a prea ieșit cu niciunul, dar aici arată foarte mișto, îți dai seama ce vrea să spună fotograful cu acea imagine. La fel, blocul văzut din fața blocului noaptea, pe Bulevardul Unirii, din nou luna o tentativă nereușită, iar aici, din cauza obiectelor în mișcare, a încercat să facă focus și s-a bușit. Bun, mergem mai departe cu S9, care este un concurent destul de bun și, în lipsă de fonduri, este o soluție excelentă de a avea un telefon extrem de performant. View full size, full screen. Și dăm, ăsta are un format mai aproape de ecranul laptopului, deci puteți vedea mai multe detalii din imagine și la fel face focus aici și face un fel de blur aici, astfel încât să pară totul foarte mișto, știe să dea și detalii din prim plan și aici la fel se vede părul de pe petală sau frunză sau ce e aia, a surprins și inclusiv păsările în zbor.
Sunt detalii foarte mici. O camera cu zoom 2x în continuare e ok, dar e ok, nu e foarte bună. Adică se vede un pic mai altfel, intră mai multă lumină și aici a adăunat mai mult. Aici, în schimb, contrajur cum ar veni, detaliile foarte, foarte clare și foarte bune. Iarăși filmarea nu arată. Tufișul în care refuză tot să facă focus, nu a vrut să facă focus pe Mugura și Albi. Sunt nicio formă, aici știu la fel să facă. Mi se par culorile un pic mai puternice decât la iPhone și un contrast mai bun overall. Să vă arăt și noaptea ca să înțelegeți ce ziceam eu de camera Samsung noaptea. Camera Samsung noaptea face acest flare în jurul unui obiect luminat, ceea ce transformă aproape orice poză într-o imagine greșită. Aici la lună, probabil supraexpune prea mult timp. Aici la fațada blocului, unde vedeți și lentila Samsung în care nu încape tot blocul. Aici pe Bulevard Unirii, luna din nou o face întotdeauna albă, nu se vede niciun detaliu de pe lună. Iar intersecția la fel, s-au mișcat diverse obiecte și a ieșit cam în ceață. Și hai să mergem la Note 9 care se descurcă. Ah, eram la Note 9, Jesus, m-am păcălit singur. Mergem la S9, care să vedeți că nici el nu este deloc rău. Sări de încurcătura cu Note 9, nicio problemă. Deci S9, dacă vedeți, este perfect comparabil tehnologic cu Note. Diferă dimensiunea RAM-ului și a bateriei și cam asta e. În rest, camerele sunt similare. În schimb, softul nu e același. După cum vedeți aici, S9 dă un rateu. Am încercat a doua oară, iese un pic mai bine, tot nu iese ca Note. Aici iese bine. Aici iese bine cu focusul unde trebuie. Peisaje întotdeauna ies bine, foarte mișto. Inclusiv zoom-ul 2x a ieșit foarte bun. Backlight și filmarea voară la final și aici tu fac cu probleme care niciun telefon n-a vrut să facă focusul unde trebuia. Pe galben totul e bine, optimist și din nou o ratare de focus, dar se poate corecta dacă insistați. Dacă sunteți pe fază și dacă mai prindeți obiectul respectiv pe care vreați să-l fotografiați. Din nou faza cu lumina din noapte, iarăși din toate părțile bat lumini, poza este absolut incredibilă, în schimb aici încape tot blocul. Pe bulevard, luna, mașini în mișcare varză și cam asta a fost cu S9. Și ajungem la final la vedeta noastră pe care o prezentăm, S10, și să vedem dacă vouă vi se pare vreo diferență între cele patru telefoane. Mie mi se pare că detaliile sunt mult mai bune, culorile sunt mai puternice și un focus pe calitatea detaliilor care nu l-am întâlnit la celelalte modele. Ia să vedem aici. Lacul arată complet altfel, zici că e din poveste. Poveste. Aici este zoom-ul 2x, în aceeași situație ca primele, este corect, dar nu te baza foarte mult pe camera de zoom. Backlight iarăși superb. Tufa cu probleme nu a fost rezolvată nici de 10, am încercat, am făcut cu degetul, am făcut autofocus, nimic. Aici pe galben un pic a bătut vântul și el ești un dar, poza pe total arată foarte bine, aici un macro incredibil, se vede că lucram la soft și la partea asta de optimizare. Flori, brazi și din nou pozele astea de final. Noaptea, în schimb, se vede glare-ul de la celelalte versiuni, un pic diminuat acum, dar tot se vede. Luna, imposibil de fotografiat, a ieșit ca un felinar. Fața de-a blocului e ok. Iar aici e ultra-wide, să vedeți cum încape într-o cameră ultra-wide. Pe bulevard, luna din nou și mașini în mișcare. Deși imaginea per total este mult mai corectă decât cu celelalte modele, totuși se vede că nu este o cameră foto dedicată fotografiilor de noapte. Uite, aici se vede și mai clar. Probabil staționar, s-a văzut mai bine, dar vin farurile din partea asta și strică un pic imaginea.
Și cam asta a fost și cu S10. Revin cu concluziile final. Tot camera de pe S10 îmi place cel mai mult. Într-adevăr, este un terminal scump, dar românii se descurcă. Vând telefonul vechi, fac un credit, iau în rate, îl iau la ofertă cu abonament nou, nu fac probleme că toți cei care își doresc nou telefon vor reuși să facă rost de el. Filmarea am urcat-o pe YouTube, dacă găsesc acum. Nu pun filmările pe canalul ăsta, pun filmările pe un canal fără. Nu mai știu pe care ia să vedem pe ăsta, cred că am pus. Doar ca să fac sampling de video. Da. Vedeți aici, o să vă dau linkul de desubt. Filmare, calitate, ia să vedem, a făcut procesarea la 2K. Vedeți cum filmează fiecare, la fel, sunt mai multe ipostase și Galaxy S10 cam câștigă la toate detaliile. Note 9 e ok, iPhone foarte ok, iar la final S9 Plus, care e și cel mai ieftin dintre cele trei. Hai, ne vedem în curând cu alte teste, alte telefoane noi.